Cum puteți tapeta baza unei tăvi repede și ușor? În loc să faceți asta, pentru că oricum nu merge, sau în loc să tăiați această foaie de copt la dimensiunea tăvii, am o variantă mult mai simplă. Deschidem inelul, punem foaia de copt peste bază, punem înapoi inelul, îl închidem și apoi doar înlăturăm excesul. Adică rup dejun împrejur. Arunc ce rămâne și am tăpetat foarte simplu și ușor o tavă pentru torturi sau prăjituri.